Poporul și-a pierdut răbdarea pe drum și a vorbit împotriva lui Dumnezeu și împotriva lui Moise. Pentru ce ne-ați scos din Egipt? Ca să murim în pustiu? Căci nu este nici pâine, nici apă și ni s-a scârbit sufletul de această hrană proastă. Atunci Domnul a trimis împotriva poporului niște șerpi înfocați care au mușcat poporul așa încât au murit mulți oameni în Israel. Amin. Vă invit să vă reașezați. Au ieșit din Egipt, dintr-o robie aspră, dintr-un chin cumplit. Zeci de ani au fost munciți din greu, umiliți, lipsiți de drepturi, de libertăți, de privilegii, de cele necesare și au fost scoși de acolo, din robia aceea grea, cu mână tare, cu braț puternic, într-un mod miraculos, intervenția lui Dumnezeu a fost totdeauna în favoarea lor. Binecuvântat să fie Domnul, care știe totdeauna să scoată din robie. Și au pornit spre o țară minunată, unde curge lapte și miere, o țară făgăduită, o țară unde aveau să fie liberi și fericiți. Dar ceva s-a întâmplat, au uitat prea repede. Memoria scurtă. Au uitat prea repede de unde au plecat și unde ar trebui să ajungă. Unde s-au pornit. Nu așa că și noi uităm des? Uităm de unde ne-a scos Dumnezeu și uităm încotro ne-am pornit, unde ar trebui să ajungem. Și ne uităm doar acum și aici și vedem doar drumul, vedem doar pustia, vedem doar problemele și vedem doar lipsurile acestea care pot apărea. Nehustan se numea șarpele acela și pentru că tocmai e cu ne, eu vă spun, sunt câțiva șerpi înfocați despre care vreau să vă vorbesc astăzi, că până la șerpii aceia fizici care i-au mușcat, oamenii aceia au fost mușcați mai dinainte de alți șerpi spirituali, de șarpele cel vechi care înveninează, care otrăvește sufletul omului. Și din păcate, și astăzi, atât de mulți sunt oamenii mușcați de acești șerpi veninoși, care te pot distruge imediat. Și nu avem timp prea mult, dar patru dintre ei vreau să îi scot în evidență în această seară și să ne punem întrebări și cu privire la noi. Oare nu cumva ne-a mușcat șarpele? Primul șarpe, nerăbdarea. Mai ales acum, trăim în secolul vitezei, trăim într-o perioadă când totul trebuie să fie instant, totul trebuie să fie imediat, totul trebuie repede, 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 nu avem timp, ne grăbim. Ne grăbim spre ce? Nu mai avem răbdare. Ce înseamnă răbdare? Dacă începe unul să zică ceva, nu mai e răbdare să asculți până la capăt. Asta s-a întâmplat și cu ei. Era normal. Egiptul se afla la 40 de zile distanță. Ai răbdare. Ai răbdare, toate au un timp. Lasă timpul să-și facă propriul curs. Lasă viața să meargă înainte, fiecare lucru și are timpul lui. Nu, dar eu vreau acum. Și oamenii aceștia dintr-o dată și-au pierdut răbdarea. Nu ne trebuie nouă țară, nu ne trebuie altceva. Noi acum, de ce acum? De ce acum nu avem tot ce trebuie? Nu-i așa că și noi avem făgăduințe ale lui Dumnezeu. Avem și noi promisiuni, poate de ani în urmă. Eu personal le am, le aștept și cât de important este să ai răbdare. Răbdarea înseamnă să aștepți până la capăt.
Răbdare înseamnă că dacă ți s-a spus că drumul durează 40 de zile, ai răbdare. Că dacă un lucru ține un anumit timp, așteaptă până la capăt. Vezi ce este de spus până la capăt, așteaptă să se termine ceea ce trebuie să se termine. Nerăbdarea înseamnă că nu mai aștepți. Nu mai aștepți până la capăt. Nu mai aștepți să se termine. Poporul și-a pierdut răbdarea pe drum. Nerăbdarea înseamnă să ajungi la capăt mai înainte de a ajunge la capăt. Adică abandonezi, lași totul deoparte. Și acest șarpe înfocat, numit nerăbdarea, i-a mușcat. Al doilea șarpe, înveninat, otrăvit, care a mușcat, a fost apoi nemulțumirea. Nemulțumirea. Nu e nici pâine aici, nici apă, ni s-a scârbit sufletul de această hrană proastă. Știți despre ce vorbeau ei? Despre mana aceea, care avea un gust extraordinar, nu reușește niciun bucătar să o poată reproduce într-un fel, gustul ei, aroma ei și tot ce avea, dar oamenii se obișnuiesc. Există, din păcate, acest sindrom al obișnuinței. Omul se obișnuiește cu oricât de bine ar duce-o cineva, oricât de bună ar fi și mierea, dacă în fiecare zi miere, 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 la un moment dat omul se obișnuiește și se scârbește. Ni s-a scârbit sufletul de această hrană proastă. Sunt oameni care se scârbesc când vin la casa Domnului, se scârbesc de Biblie, de predică, de cântare? Mai mușcă șarpele acesta? Se pare că da. Se pare că acest șarpe mușcă din plin pe mulți care calcă în picioare bunătățile lui Dumnezeu, îndurările lui Dumnezeu. Dumnezeu a pregătit pentru acest popor o hrană de care n-a avut parte nimeni niciodată. Niciun popor n-a fost hrănit cum a fost hrănit poporul acesta, cu o mâncare specială. Ei bine, mâncarea specială în ochii lor era o hrană proastă, de care nu este scârbă, nu este greață. Asta e nemulțumirea omului. Și din păcate, din păcate, șarpele acesta numit nemulțumirea i-a mușcat pe cei mai mulți dintre ei. Dar în al treilea rând, pe acești oameni, i-a mai mușcat un alt șarpe, și anume nerușinarea. Toți oamenii au gânduri rele. Toți oamenii gândesc rău despre altcineva. Te uiți în față, în spate, în dreapta, îți faci o părere, zici în gândul tău una și alta despre alții. Dar ai cel puțin rușine, nu te apuci să vorbești cu glas tare, să spui, ia uite cine și ce și cum. Dar la un moment dat șarpele acesta îi mușcă pe unii care nu mai au rușine, nu mai au obraz. Și știi ce mai spun ei? Că sunt sinceri. Adică ei nu mai au niciun fel de rușine să vorbească, să spună. Observați cu câtă nerușinare. Pentru ce ne-ați scos din Egipt? Ca să murim în pustie? Își bat joc, ironizează. Și observați, apare aici un plural, pentru ce ne-ați scos. Știți ce s-a întâmplat? Că ei au vorbit împotriva lui Dumnezeu și împotriva lui Moise. Și când oamenii aceștia vorbesc, știți împotriva cui vorbesc? Și împotriva lui Dumnezeu și împotriva lui Moise. Pentru ce ne-ați scos? Ca să murim în pustie? Altădată spuneau, nu erau oare morminte, nu erau cimitire destule în Egipt că ne-ați adus aici? Și oamenii aceștia cu nerușinare vorbesc, adică deschis pe față nemulțumirea lor, s-au dus, Moise a auzit lucrul acesta, Dumnezeu oricum aude, chiar dacă spui doar în gândurile tale, Dumnezeu aude, dar nerușinare este forma aceea când omul nu se mai simte în niciun fel, nu simte jenă să vorbească, să spună deschis, chiar dacă
Și el realizează că nu face bine și nu spune bine ceea ce spune. Ultimul șarpe care a mușcat pe ei atunci a fost neadevărul. Acești oameni au spus așa, căci nu avem nici pâine, nici apă. Și ni s-a scârbit sufletul de această hrană proastă. Și asta nu e altceva decât minciună, neadevăr. Cum să spui, nu avem nici pâine, nici apă? Că doar de foame nu au murit. De sete nu au murit. Dar au suferit de foame și de sete. Dumnezeu întotdeauna le-a dat, dar n-au avut niciodată experiența asta să moară de foame. Să poată spune lui Moise, să spună lui Dumnezeu, n-am găsit apă. Întotdeauna Dumnezeu le-a purtat de grijă să aibă pâine și să aibă apă. Și întotdeauna Dumnezeu ne va purta de grijă. Dar atunci când spui, nu am, ai grijă nu cumva șarpele numit neadevărul să te muște. Ei fac o afirmație destul de gravă, nu avem nici pâine, nici apă. Nu avem cât vrem noi, cât visăm noi, nu avem mai mult ca alții, dar nu era acesta un adevăr. Au trecut prin perioade când a trebuit Dumnezeu să le testeze credința, când să vadă nevoia, când să strige la Dumnezeu, cât să observe că sunt dependenți de Dumnezeu și Dumnezeu le dă din resurse pe care ei nu le puteau avea, nimeni nu le putea da apă, Dumnezeu din stâncă le-a dat apă. Dumnezeu din cer făcea în fiecare dimineață. În fiecare dimineață, efectiv, ploua cu mană, adică ploua cu pâine. Și tu spui neadevărul, n-avem pâine. Și Dumnezeu în fiecare dimineață, doar în ziua de sabat, ca să nu calce sabatul, cu o zi înainte le dădea porție dublă, mana nu se strica și aveau, dar pentru fiecare zi au avut pâinea de care aveau nevoie. Și totuși, cu nerușinare, cu neadevăr, cu nemulțumire, cu nerăbdare, oamenii aceștia au făcut această afirmație care i-a costat. Care i-a costat. Dacă citești aici, sunt doar câteva cuvinte. Și totuși cuvinte care produc moarte. Cuvinte pentru care au plătit cu prețul vieții. Așadar, în această seară să ne gândim la șerpii aceștia care ne mușcă atât de ușor, să fim atenți la cuvintele noastre, nu cumva cuvintele noastre, puține. Dacă te uiți un singur verset, dar acele cuvinte au fost suficiente ca mânia lui Dumnezeu să se aprindă împotriva lor și să trimită șerpii înfocați, șerpii fizici care să-i muște, să moară și atâția au plătit. Au fost câțiva care s-au pocăit. Și acum eu deja cred că îmi imaginez cam așa, pentru că nimeni nu murea dintr-o dată. Și cu asta vreau să închei. Să nu vă imaginați că apoi când venea șarpele înfocat, îl mușca și murea subit, pe loc. Nu, dar începea apoi un proces de durere, de chin. Le dădea probabil Dumnezeu un timp și asta mi-o spune faptul că poporul, adică unii dintre ei, când s-au văzut mușcați de șarpe, au spus, stai puțin, trebuie să rezolvăm problema. Nu putem fi încăpățânați până la capăt. Am greșit, s-au dus la Moise, poporul a vorbit lui Moise și a zis, am păcătuit. Am vorbit rău. Roagă-te pentru noi. Dumnezeu le-a dat timp să se pocăiască. Dumnezeu le-a dat timp să-și mărturisească păcatele. Dumnezeu le-a dat timp să-și ceară iertare de la cei pe care au vorbit de rău. Dumnezeu le-a dat timp să se roage. Unii l-au folosit, iar alții au murit în încăpățânarea lor, în răzvrătirea lor. Și în această seară te întreb, ai timp sau n-ai timp? Oare nu este acesta încă un timp în care să poți să te întorci
la Dumnezeu, să poți să te mărturisești, să te căiești, să te rogi, avem nevoie de Dumnezeu. Și acești șerpi înfocați, nerăbdarea, nemulțumirea, nerușinarea, neadevărul, care ne mușcă de multe ori și ne produc atâtea răni, atâta venin care se varsă apoi și asupra altora și apoi instigă și pe alții, putem însă să ne întoarcem la Dumnezeu. Putem însă să realizăm acest adevăr, că Dumnezeu în bunătatea Lui nu pedepsește păcatul deodată, adică nu ai păcătuit și gata, te-a lovit Dumnezeu. Dumnezeu îți lasă, te lasă un timp. De ce? Ca omul să aibă un timp în care să-și facă un proces de conștiință, să realizeze faptul că a păcătuit, să-și dea seama de greșeala lui, să se mărturisească, să se pocăiască, să se roage. Mulți au murit, însă au fost alții care s-au rugat, s-au pocăit și au primit soluția de la Dumnezeu. Și în seara aceasta întrebarea mea este: tu printre care vrei să fii? Pentru că acest adevăr, această povestire din Vechiul Testament este reluată chiar de Domnul Iisus. El despre sine spune același lucru: după cum Moise a înălțat șarpele de Aram în pustie, tot așa va fi înălțat și Fiul omului, și cine va crede în El va avea viață veșnică. De aceea în această seară noi vrem să mulțumim Domnului Iisus Hristos, pentru că totdeauna pentru păcatele noastre El are soluția. Pentru orice problemă din viața noastră El are soluția. Nu toți au primit-o și eu îmi pot imagina și oameni care poate au recunoscut că au păcătuit, dar nu știu, e posibil să fi fost oameni care să spună: asta e prea de tot. Cum adică eu doar să mă uit spre șarpe și să trăiesc? Acceptă totdeauna soluția lui Dumnezeu. Acceptă totdeauna răspunsul lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne vindece astăzi. Să privim spre Domnul Iisus, să mergem la El, să mergem la cruce, să ne mărturisim păcatele, pentru că doar așa, să nu credeți, nu obiectul în sine. Asta este cea mai mare minciună în care trăiesc, din păcate, cultele acestea care promovează icoanele, promovează obiectele, promovează ritualurile. Nu șarpele de aramă a adus vindecarea. Ceea ce s-a întâmplat înainte, faptul că s-au pocăit, faptul că s-au rugat, faptul că au crezut pe Dumnezeu, s-au încrezut în Dumnezeu, nu șarpele acela de aramă. Pentru că mai târziu îl vedem, acel nehuștan a ajuns, cum ni s-a spus deja, un idol, un zeu, un Dumnezeu căruia să-i se închine. Nu, noi avem un Dumnezeu înaintea căruia ne închinăm. Și trebuie să ne pocăim de păcatele noastre. Putem săruta cruci și icoane câte vrem, dacă nu ne pocăim, nu ne ajută la absolut nimic. De aceea, oamenii aceștia s-au pocăit și au fost vindecați. Oamenii aceștia s-au întors la Dumnezeu și au cerut iertare și au fost eliberați, au fost vindecați și au trăit. Binecuvântat să fie Domnul!